conștiința mea până la acest moment aniversar, în România nu există un volum colectiv sau de autor bine integrat care să se fie ocupat de uriașa personalitate a generalului Petrov. Tocmai de aceea, inițiativa Academiei Române, filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice Titu Maiorescu, de adunat o carte lucrării reprezentate în cadrul simpozionului pe opera generalului Ahi Matel Petrov în România, desfășurat în data de 25 septembrie anul curent, în Comuna General Petrov, postă foarte bine de jos de Sufletoara, este de toată lauda și considerația. Inițiativă care se adaugă la o reușită de excepție a instituției mai sus menționate și în care domnul președinte academician Paul Ion Potiman, autor moral, a avut un rol de primă mână, grație căruia s-au pus în practică lucrările de masivă restaurare și punere